Salut tuturor celor care sunt interesați de arta mea, de creațiile mele, ce le fac eu. Cum merg pregătirile de iarnă? Ați cumpărat deja cadouri pentru cei dragi, dar de dumneavoastră n-ați uitat, pentru că meritați ceea ce e mai bun de lumea asta. Astăzi vreau să vă prezint noua mea lucrare din argilă polimerică, pe care am decorat-o cu aur metalic. Această lucrare am realizat-o la comandă pentru o doamnă foarte frumoasă și cu mult gust. Această lucrare va înfrumuseța casa ei și poate chiar masa de sărbătoare. Și ce vreau să spun despre această lucrare? Că erau de la început două variante. Una să o facem realistică, dar a doua variantă să o facem sculpturală. Și doamna a ales varianta sculpturală pentru că i s-a părut ceva mai așa mai stilat, mai și desigur că rezultatul i-a plăcut foarte mult mie în deosebi. Am primit satisfacție totală pe parcursul creierii acestei lucrări. Ghivecul l-am turnat din gips. Sora mea mi-a adus din Germania o formă foarte drăguță și dacă torni în ea gips, se scoate foarte ușor, ceea ce e foarte important când creezi un ghiveci pe care să nu ai probleme când vrei să scoți din formă. De obicei, când scoteam din forme, sau când chiar le făceam de sine stătători, era problematic. Dar de data asta a fost cea mai ușoară variantă de ghiveci. Și ghivecul e destul de drăguț. Mie îmi place. Mi-a plăcut mie, încă o dată spun, mi-a plăcut foarte mult și dacă v-a plăcut și dumneavoastră, puteți comanda această lucrare de acest gen, pentru că aceasta e deja vândută. Puteți comanda și eu cu mare drag pot să repet așa compoziții, pentru că în primul rând m-am deprins să lucrez mult mai repede ca până acum și în al doilea rând e ceva neobișnuit pentru mine, pentru că de obicei făceam frunzele verzi, florile roșii sau culorile care trebuiau la din start. Și apoi chestia cu creanga asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că da, cu creanga m-am jucat aproape o zi, dar ea înfrumusețează, îi dă un accent acestei compoziții, o ia așa, parte într-o parte, nu știu, e frumos, pentru mine e frumos. Vă doresc tuturor sărbători fericite, fericite, să fiți bucuroși, plini de zâmbete pe tot parcursul acestui an care se termină și pe parcursul anului care vine. Iar eu o să mă stărui să vă bucur cu noi creații, cu noi realizări, pentru că pentru cine lucrez? Eu lucrez pentru voi. Acum vă spun la revedere și ne vedem într-o nouă imagine video pe care în curând o voi filma și pentru că e deja totul pregătit. Pa! Numai bine! La mulți ani!